La sfârșitul săptămânii trecute, elevii școlii gimnaziale Lucian Grigorescu din Medgidia au sărbătorit ziua Pi, celebrând constanta matematică ce le face viața mai ușoară. Existența constantei matematice Pi, care este sărbătorită chiar în ziua 14-a a celei de-a treia luni, a fost cinstită cum se cuvine de către elevi, alături de cadrele didactice ale instituției de învățământ, prin diferite prezentări PowerPoint. De asemenea, copiii au pregătit pentru această zi un tort cu semnul numărului matematic Pi, pe care l-au împărțit cu colegii și profesorii. Astăzi este o zi foarte importantă pentru matematică și Catedra de Matematică s-a ocupat de sărbătorirea numărului Pi. Valoarea acestuia este 3,14, cum suntem în 14-a 3-a, astăzi îl sărbătorim internațional pe Pi. De-a lungul timpului, oamenii au încercat să determine o valoare aproximativă, suficient de precisă, pentru acest număr și să-i înțeleagă natura. Această fascinație matematică pentru numărul Pi i-a determinat și pe elevii școlii gimnaziale Lucian Grigorescu din Medgidia să organizeze această activitate cu titlul Happy Pi Day. Este ziua lui Pi astăzi. Știi de ce se sărbătorește astăzi? Da, pentru că are valoarea 3,14 și este a treia lună și ziua 14-a. Am sărbătorit această activitate cu ocazia zilei lui Pi. Care este valoarea lui Pi? Aproximativ, valoarea acestei este de 3,14. De ce se sărbătorește astăzi? Pentru că 14 vine de la ziua în care suntem astăzi, vineri, și anume 14, și 3 de la luna, deci 14 martie. Ce ne-ai prezentat astăzi în cadrul acestei activități? Astăzi am prezentat un PowerPoint și a fost foarte frumos. De ce l-ați sărbătorit astăzi pe Pi? Deoarece Pi este 3,14 și astăzi suntem pe data de 3 a 14. Poți să ne spui și care este valoarea lui? Valoarea lui Pi este aproximativ 3,14. Și ce ne-ai prezentat astăzi în cadrul acestei activități? Prezentare PowerPoint pentru ziua lui Pi. Numărul Pi este sărbătorit neoficial în întreaga lume la data de 14 martie, asta pentru că, aproximat cu două decimale, el se scrie 3,14, iar de aici s-a ajuns la data de 14 martie. Combinată cu ziua de naștere a geniului matematicii și fizicii Albert Einstein în întreaga lume, ziua este sărbătorită printr-o serie de evenimente, conferințe, concursuri, prezentări și referate.